În legătură cu trecerea în rezervă a Ministrului Apărării Naționale, comunicatul dat cu prilejul eliberării din funcție menționează în mod distinct două lucruri. Și asta e foarte important. Unu, care au fost meritele generalului Militaru după declanșarea Revoluției, lucru care nu poate fi neglijat și anulat printr-o simplă dorință, dar totodată, în acel comunicat se spune că felul în care sau hotărârile care au însoțit conducere, care au însoțit această funcție a Ministrului Apărării Naționale, au creat tensiuni în armată care puteau fi evitate. Deci, după părerea mea, acest comunicat este foarte clar și net. Trecerea în rezervă a generalului Militaru este, din acest punct de vedere și, după părerea mea, secundar. Având în vedere precizarea care s-a făcut în legătură cu activitatea noastră. Și, totodată, pot să vă spun că nu există niciun impediment pentru a se face trecerea în rezervă dacă există impresia că generalul militar mai joacă vreun rol în ce privește conducerea armatei. Dacă dumneavoastră aveți această impresie, eu vă spun foarte hotărât că nu e posibil. Dar nu există, repet, niciun impediment în ce privește trecerea sa în rezervă. Vă rugăm să ne precizați poziția dânsului de acum. Poziția dânsului de acum, din momentul când a fost eliberat din funcție, n-a mai avut niciun fel de amestec în treburile armate. Și care este funcția dânsului atunci? Nici o funcție. Atunci, de ce nu este trecut în rezervă? Uite, vreau să vă spun, n-aș putea să dau exact aici imaginea, să zicem, acestui moment. Cred că faptul că atunci când a fost eliberat din funcție, s-a vorbit numai de eliberarea sa din funcție, ține de însăși conținutul acțiunii, care e motivația pentru care a fost eliberat din funcție, și a ținut seama și de fapt că dânsul a cerut acest lucru. Deci a fost dorința dânsului. După cum bine vă amintiți, în discuția pe care am avut-o noi, eu vă spuneam că vom analiza și că după două săptămâni vă voi da un răspuns. Fie da, fie nu. Dacă este da, atunci n-are rost să mai discutăm. Dacă este nu, o să vă... Deci la ora aceea nu se punea problema că a doua zi, de fapt, generalul Militaru nu mai este Ministrul Apărării Naționale. Lucrul ăsta s-a întâmplat pentru că dânsul a venit și a cerut să fie eliberat din funcție. Deci, trecerea sa în rezervă este o chestiune secundară și posibilă. Și nu cred că merită să mai discutăm. Important este să fie clar că prezența sa în armată este fără... Adică prezența sa, vorbesc ca eventuală participare la vreo treabă armată, este exclusă.